adevărata viață. Mai aveți o singură șansă ca să nu pierdem timpul. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Ați răspuns, ok, sunteți aici, în regulă, vă puteți ridica. Să redeschidem sau să deschidem Biblia în această zi la cartea 1 Corinteni, capitolul 12. Acest pasaj care este cu predilecție destinat darurilor duhovnicești pentru fiecare credincios, autentic. 1 Corinteni, capitolul 12, o să începem versetul 1, pagina 1122, aveți majoritatea Biblia în limba română, în versiunea Dumitru Corlinescu, așa că o să vă rog să fiți foarte atenți. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voie să fiți în necunoștință. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul lui Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi, altuia tălmăcia limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Și ca să fiu sigur că chiar citiți un verset cu toții, versetul 11, o să-l citim cu toții cu voce tare, da? Dacă văd pe cineva care nu citește, câte un copilaj mai scapă, că ăsta e mai suedez decât român, da? Ceilalți nu scăpați, da? Dacă văd că nu citiți, repetăm. Oricum, azi nu avem program, nu știm cât stăm, nici eu nu știu, nici noastră. Știe Domnul, slăviți să fie Domnul. Versetul 11, cu toții, cu toată suflarea, 3, 2 și... Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecărui parte cum voiește. Amin. Vă invit să vă reașezați. Întotdeauna când se vorbește despre Duhul Sfânt, există un soi de frică, știți? Există un soi de frică în care oamenii se tem. Cei care predică sunt foarte atenți să nu transmită un mesaj care este incompatibil cu Scriptura, mai ales că în lumea contemporană lucrarea Duhului Sfânt este foarte, foarte defăimată, foarte ironizată. Sunt anumite culte religioase, mai precis indivizi, că nu pot să-i numesc altfel, care bajocoresc ce nu cunosc, știți? Este foarte periculos. Să-ți dai cu presupusul, să spui părerea când tu nu știi ce zici, da? E ca și cum m-ați obligat acum să vorbesc despre cum se pornește avionul cu care am aterizat la aici, la Gothenburg. Nu mă puneți să vă spun că nu știu. Deci chiar nu știu. L-am văzut, am văzut bordul de la distanță, am văzut că este niște butoane, dar nu mă puneți să vă duc cu avionul ăsta înapoi înspre Cluj, că n-am nicio șansă. Nu am cum să știu asta. Așa că nu o să-mi dau cu părerea ce înseamnă butonul albastru, butonul verde, da? Nu o să-mi dau cu părerea pentru că nu știu. Ei, la fel și în lucrarea aceasta a Duhului, există niște oameni care își dau cu părerea, au diverse motive. Unii dintre ei vor să fie populari, alții vor să-și facă venituri lunare. Și tot felul de motivații de ăștia periculoase, chiar idolatre, diabolice, pot să zic, din partea celui rău cu siguranță. Astăzi nu o să vorbim părerea unui predicator, nu o să vă transmit un mesaj din perspectiva mea, o să observați că niciodată nu voi folosi după părerea mea înseamnă asta, ci o să vă transmit un cuvânt biblic, un cuvânt al lui Dumnezeu, care este pentru fiecare dintre noi și pe care oricare dintre noi trebuie să-l aplicăm, indiferent în ce parte a globului suntem așezați pentru o vreme. Deci niciodată, niciunul dintre noi nu trebuie să avem iluzia că Duhul Sfânt e doar pentru pedicăstale din Bucovina, da?
sau Duhul Sfânt e doar pentru pentecostalii din Ardeal, că în sudul României nu e chiar așa prezent Duhul Sfânt, că în anumite părți ale țării nu prea e Duhul Sfânt prezent. Să știți că Duhul Sfânt este pentru orice om. Așa cum e și numit studiu în această zi, Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt sunt și pentru tine. Nu vor fi. Sunt și pentru tine. Așa că intrăm în acest text și mai întâi să observăm ce zice cuvântul Domnului în versetele 4 la 6. Vedeți, e data în care am ținut la tinerii de la Betania, 12 octombrie 2023, deci asta nu țin doar la noastră. Unde sunt solicitați și unde e nevoie, cu ajutorul Domnului transmit același mesaj, nu mi-l schimb. Uitați ce zice cuvântul Domnului, versetul 4, da? Cuvântul Domnului spune așa, sunt felurite, da? Sunt felurite. În greacă, felurite este diareisis, adică distincte. Sunt felurite daruri, distincte. Darurile acestea nu se suprapun între ele. Sunt foarte bine departajate, sunt foarte bine selectate, au o nișă pe care funcționează, au un rol special, fiecare dintre ele, și nu se suprapun. Sunt îngemănate uneori, adică lucrează împreună, colaborează, niciodată nu dizolvă adevărul general al Bibliei, niciodată nu concurează cu Scriptura, niciodată nu adaugă ceva la Scriptură, dar sunt distincte. Rețineți, da? Sunt felurite sau distincte daruri, dar este același Duh, adică Duhul Sfânt, care, bine știți, fiecare dintre noastre că este numit în Biblie uneori Duhul lui Iisus, alteori Duhul lui Hristos, alteori este expresia Duhul Domnului. Aș vrea să subliniez faptul că Duhul Sfânt nu este doar o influență. Duhul Sfânt nu e doar o forță. Da, Duhul Sfânt deține o putere care depășește orice forță măsurabilă. Duhul Sfânt are o putere pe care nu putem descrie în cuvinte. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Duhul Sfânt este coegal cu Tatăl și cu Fiul. Duhul Sfânt se manifestă de foarte multe ori prin anumite simboluri. Spre exemplu, prin vânt. Vântul suflă încotro vrea, spune Ioan 3:8. Îi auzi sunetul, dar nu știi de unde vine și unde se duce. Însă realizezi că generează o mișcare, produce ceva. La fel e cu cel ce este născut din Duhul, spunea Domnul Iisus Hristos, pentru că atunci când Duhul Sfânt a intrat în acțiune în viața unui om, omul ăla se schimbă, din toate lasă drogurile. Nu știu cum să-ți explic cum se dezactivează forța aceea dependenței care a mâncat neuroni, a păpat creieri, da, înainte, prin consumul de droguri. Nu știu cum se întâmplă, dar pot să spun că atunci când Duhul lui Dumnezeu atinge un om, drogurile devin ceva urâcios pentru omul acela. E greață de alcool, de tutun, de imoralitate. Un bărbat care a curvit de 40 de ori până atunci cu altă nevastă, cu altă femeie decât nevasta lui, nu mai atinge niciodată o altă femeie. De ce? Duhul lui Dumnezeu i-a dezactivat o dependență, l-a transformat, l-a convertit pe interior, l-a convins mai întâi de păcatele lui, cum spune în Evanghelia după Ioan, când va veni Duhul adevărului, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata, în ce privește păcatul pentru că ei, adică oamenii care resping pe Iisus Hristos, nu cred în mine, spunea Iisus, și continua cu celelalte două explicații, nu intrăm acum în detalii. Deci Duhul lui Dumnezeu este o persoană divină, este coegal cu Tatăl și cu Fiul, cu Domnul Iisus Hristos, și are niște roluri speciale. O să observați că în aceste trei versete, 4, 5 și 6, se arată fiecare rol al fiecarei persoane din Sfânta Treime. Și fiecare are o zonă în care activează și nu se contrazic niciodată între ei. Uitați-vă că sunt distincte daruri, dar este același Duh, adică Duhul lui Dumnezeu. Apoi versetul 5 spune, sunt felurite sau distincte slujbe, același termen grecesc, distincte slujbe, același domn sau același stăpân, un singur stăpân. Aici se referă la faptul că Domnul Iisus Hristos a luat robia roabă și s-a urcat, a fost înălțat la cer, s-a înălțat la cer, a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt și a turnat, spunea Sfântul Petru, fapte 10 cu 44 și mai jos, a turnat ce vedeți și ce auziți, nu doar ce vedeți. Ce vedeți înseamnă o schimbare radicală a vieții, ce auziți înseamnă vorbirea în limbi, care este semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt.
Și apoi celelalte daruri care se manifestă, dar vorbirea în limbi, o să vorbim azi dacă apucăm, este cu două dimensiuni, atât cu rol de a arăta că cineva este botezat cu Duhul Sfânt când rugăciunea asta sau vorbirea în limbi este în rugăciune privată, atât ca rol de dar al Duhului Sfânt când este cu scop de a transmite un mesaj și atunci când trebuie să fie însoțit întotdeauna de darul tălmăcirii limbilor, adică acele limbi să fie traductibile, să fie interpretate pentru ca poporul să fie zidit și mesajul să fie înțeles de toți cei ce ascultă acele vorbiri în alte limbi ca dar. Da? Rețineți că sunt felurite slujbe. Efeseni 4:11 spune foarte, foarte clar, foarte clar spune acolo, El, adică Domnul Iisus Hristos, vedeți, nici acolo nu se greșește, adică nu se contrazic mesajele, sunt felurite slujbe, dar este același Domn. El, adică Domnul Iisus Hristos, Efeseni 4:11 spune, a dat pe unii apostoli, asta e slujbă, da? Pe alții proroci, aici e slujbă, pentru că există o distinție clară între darul prorociei și slujba de proroc, o distinție clară, fac o singură sublinere, cine are slujba de proroc, de obicei, are mai multe daruri, printre care este și darul prorociei. Vreau să subliniez faptul că niciodată în Biblie nu o să găsim o femeie, niciodată în Biblie, nu o să găsim o femeie care are o slujbă. Nu mă refer că slujește în departamentul de școală duminicală, nu, nu, slujbă. Slujbă în termenii ăștia. Adică apostol, proroc, păstor, evanghelist și învățător. Nicăieri în Biblie. Dacă nu mă credeți, căutați cum vreți dumneavoastră. În sesiunea de întrebări și răspunsuri putem clarifica acest concept, acest principiu biblic. Da? Deci nicăieri în Biblie nu găsim o femeie care să aibă dar de învățător. Nu învățătoare la școala duminicală. Care este argumentul pentru care o soră poate fi învățătoare la școala duminicală? Este argumentul pe care Sfântul Pavel îl spune în cartea scrisă către Timotei și zice, sfătuiesc pe femeile mai în vârstă să le învețe pe cele mai tinere. Și există două subiecte despre care au dreptul să vorbească femeile. Aviz celor care paca, taca, 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 continuu. Despre oricine, oricând, oricum. Un pic opriți-vă și realizați ce vă spun acum. Au dreptul să le învețe pe cele mai tinere cum să-și iubească soții. Deci când o femeie îi spune altea, văi, pune-i ceva în mâncare, rezolvă-l, dă-i peste picioare, lovește-l, divorțează. Să știți că femeia vorbește de la diavolul. Deci o femeie are dreptul să-și o învețe pe o alta mai tânără sau mai puțin experimentată cum să-și iubească soțul și cum să-și crească copiii. Și dacă are dreptul o soră să o învețe pe alta mai tânără cum să-și crească copiii, înțelegem clar că și ea are această responsabilitate să-și învețe copiii, să-și educe copiii, să-i crească în frica Domnului, zice Biblia. Și, bineînțeles, că dacă e în biserică, poate să învețe și pe alți copii. Deci rețineți că sunt două departamente în care surorile au dreptul să ia cuvântul. La o dare de seamă, nu cred că e corect ca o femeie să se ridice și să spună, eu cred că așa trebuie să facem. Ia un pic taci frumos și vorbește cu soțul tău, scrie în Biblie, pentru că femeii nu-i dau voie, zice Biblia, Sfântul Pavel, să învețe pe alții, ci să stea în ascultare, în tăcere. Dacă are ceva să întrebe, spunea Sfântul Apostol Pavel, să-și întrebe soțul acasă și soțul să ridice problema. Eu nu știu de ce o trebuie să spun asta, dar am zis-o și nu o regret și o zic pentru întotdeauna. Biblia ne învață cum să ne comportăm din toate punctele de vedere. Doamne ajută! Da? Deci nu e admis ca o femeie să se ridice și să spună ăla nu trebuie să fie în comitet. Soră, ai grijă! N-ai dreptul să faci asta. Nu e admis ca surorile să gestioneze decizii într-o biserică. Nu e admis. Egal a cui soție e. Nu contează cine e. Biblia nu-i de voi. Rețineți că femeile n-au niciodată această posibilitate și niciodată Dumnezeu nu le-a oferit această zonă de activare în lucrare prin care să primească o slujbă. Aici fac o sublinere. Există femei care au dar de prorocie. Dau niște exemple. Prorocița Maria, prorocița Ana, da? Din Vechiul Testament și din Noul Testament, mama lui Samuel. Da, din Vechiul Testament era mama lui Samuel și Hulda, da? Prorocița Ana, fiica lui Hulda, dacă bine rețin.
da? Din când a venit Domnul Iisus Hristos să fie închinat la templu, da? Și când a venit prorocița aceea de 8-6 de ani. În fine, există prorocița Deborah, da? Și există domenii sau surori, femei care au activat prin darul de prorocie. Dar niciodată nu o să găsiți o femeie care a avut slujba de proroc. Găsiți-mi o femeie care a zis așa: du-te și scaldă-te în râul Iordan și vei fi curat. Există așa ceva? Nu există femei care să aibă dar de prorocie, dar de poruncă în numele lui Iisus ca slujbă de proroc. Nu există. Femeile n-au dreptul să-și pună mâinile. Recent mi-a scris o persoană și mi-a zis: frate, am vârsta cu tare, păstrez anonimatul detaliilor, am un nepoțel și nepoțelul meu a văzut o sticluță cu un de lemn. Și eu, prima întrebare pe care i-am pus-o, am zis: soră, de unde ați avut sticluța aia? Păi am cumpărat-o de la Biblia Creștină. Am fost să zic: vă auziți bine ce ziceți? Credeți că asta e jucărie? Conținut, ne jucăm de-a unde? A spus: soră, m-a întrebat dacă are dreptul, că deja au făcut asta, că de obicei oamenii întreabă dacă e bine după ce au făcut ceva rău. Da? E ok că mi-am uns nepoțelul cu un de lemn, că mi-au zis că se simte mai rău și că dacă e pentru ungere să mă ungă. Am zis: soră, cât trăiți dumneavoastră de acum încolo? Niciodată să nu mai utilizați sticluța cu un de lemn, că ăsta nu-i un de lemn de la depus în chifle să faci turte. Da? Este un de lemn sfânt. Să are un alt rol. Au dreptul să-l utilizeze pastorii sau prezbiterii, nici măcar diaconii. De unde știm asta? Din Biblie. Iacov 5 spune foarte clar: este cineva bolnav, să cheme pe... Pe cine au zis și diaconii? Chemați pe cine vreți voi. Chemați-o pe evanghelista Paula White, din America. Da? Nu există. Vin unii și spun: da, frate, că s-a modernizat pocăința. Păi tu nu vezi că în biserica primară urmbau cu căluțul, cu măgărușul și acum avem Dita Mai, era să zic, geleu. Da, dar n-am zis, era. Ați priceput ideea? Oameni buni, putem moderniza ce ține de pământ. Ce ține de Biblie nu putem moderniza. Principiile astea nu se remodelează. Pentru că o să ne trezim, că o să vină la altar doi, bărbat și femeie, dar amândoi de fapt bărbați, care o să solicite la pastori să gândească open-minded și să-i căsătorim pe gay. Că se modernizează lumea. Și că trebuie să fim în trend. Legat de cartea asta, tot ce zice Biblia prin cuvântul său în cartea asta este da și amin. Se da și amin. Ce trece peste cartea aceasta vine de la diavolul. Nu vine doar din lumea asta modernă. Lumea modernă e folosită de satana să vină la nivelul minții tale să spună: las-o asta mai încet, asta pune într-o paranteză, asta nu respecta. Și știți că în momentul în care cineva nu respectă Biblia, se generează cele mai mari anomalii? Se nasc cei mai mari monștri spirituali. Cele mai mari deplasări spirituale, deviații mai precis, sunt generate de faptul că cineva ia o parte din cuvântul lui Dumnezeu și puțin îl deviază. Imaginați-vă că sunt două linii de cale ferată, da? Ele sunt obligatoriu paralele, altfel n-ar merge trenul ăla pe ele, da? Și un mecanic de locomotive are idee și zice: numai un milimetru pe asta din dreapta linia asta o deviez, un milimetru, ce e un milimetru? Păi da, un milimetru într-un kilometru cât e? Da, 10 kilometri. Da, 1000 de kilometri. Vă garantez eu că trenul ăla nu rămâne întreg. Și riscă, nu numai că nu rămâne trenul întreg, mor oamenii care sunt în tren. Deviațiile de la Biblie se generează cu ruperi de familii, divorțuri, copii pe drumuri, oameni care se sinucid. Știți de ce? Pentru că cineva o deviat de la învățătură. Eu am cunoscut persoane, surori, care de altfel aveau un respect deosebit din partea mea. Dar pentru că la un moment dat au intrat în lucrarea care nu le aparținea, unele dintre ele au înnebunit. Și a trebuit să-l cheme pe pastor, pe prezbiter și să zică: frate, ce-i cu mine? Că nu mai pot gândi normal. Și Duhul Sfânt i-a zis la unul dintre pastori: fii atent, nu te ruga pentru ea până nu-și mărturisește faptul că a atacat conducerea bisericii.
Și că a vorbit rău pe cutare, pe cutare și că a vrut să rupă biserica. Și când i-a pus întrebarea, soră, cum stai cu supunerea față de autoritatea bisericii? A început să zică, păi la noi nu prea spocăiți, că nu știu cum, că nu știu ce. Și a zis, păi dacă nu vrei să scapi de problema asta ta spirituală, înseamnă că nu vrei să te vindeci. Și pastorul care lucra în rânduială a zis, nu o să mă rog pentru tine cu punerea mâinilor, nu o să-ți fac ungere cu îndelem până nu-ți mărturisești păcatele. Noi nu ne jucăm de-a pocăința. Amin? Amin. Noi suntem serioși. Noi nu intrăm în lupte care duc în direcții foarte periculoase. Neascultarea de Biblie te duce într-o deviație. De ce? În momentul în care tu ieși din linia Scripturii, tu ai ieșit de sub acea cupolă, dacă îmi permiți expresia, protectoare. Tu ai ieșit de sub autoritatea lui Dumnezeu. În lumea ta și în lumea mea, în jurul meu și în jurul tău, în toată lumea, oriunde ai fi tu pe pământ, în jurul creștinilor există cohorte demonice. Exemplu, în timp ce predic eu acum, Satana e foarte supărat. Din septembrie, când am fost în Viena cu vreo 60 de tineri și adolescenți împreună cu Alexandra, un proroc într-o vineri seara mi-a zis la final, fii atent, pentru predicile pe care le transmiți, Satana a stabilit și a pus de la cale un plan prin care vrea să te omoare fizic. Roagă-te și postește și o să vezi doar modul în care puteai să mori. Pentru că eu, Domnul, te voi proteja dacă te rogi și postești. Ce crezi, m-a rugat? O să mă rog. M-a rugat și cu ajutorul Domnului am postit. De două ori, din septembrie până în decembrie, mi-am văzut moartea cu ochii. De două ori. În condiții în care nu eram vinovat. Nu conduceam acea mașină, eram în dreapta. Și din contrasens pe gheață a venit într-o zonă cu pantă o mașină care se apropia de noi. Dacă trecea peste noi, ne omora pe amândoi. Și pe mine și pe băiatul care eram în mașină. Cine era supărat? Pe cine? Diavolul era supărat pe cuvântul lui Dumnezeu și-a dat seama că eu sunt un instrument al lui Dumnezeu prin care cuvântul ajunge la oameni. Un cuvânt care vrea să fie curat, ajută-ne, Doamne. Un cuvânt care trebuie să fie biblic. Niciodată n-am dreptul să spun părerea mea este asta. Noi trebuie să vorbim Biblie și Biblie curată și Biblie cât mai exigentă. O să ne trezim cu oameni care se supără pe noi și se nervează unii dintre ei, îți arată pumn de nervi. Nicio problemă. Ei rămân cu nervii, noi rămânem cu pocăință. Slăvit să fie Domnul. Rețineți, slujbele acestea sunt date de către Domnul Iisus Hristos care s-a urcat la cer, a luat robia roabă și a dat daruri și a împărțit slujbe. Duhul Sfânt a dat daruri și Domnul Iisus a împărțit slujbe. Da? Trecem mai departe și o să observăm că există, spune Biblia, sunt distinte sau felurite lucrări, dar este același Dumnezeu. Aici e vorba de Dumnezeu Tatăl, înțelegem foarte clar, care lucrează totul în toți. De fapt, care este ideea? Ideea este următoarea. Există niște daruri pe care le dă Duhul Sfânt, există niște slujbe pe care le dă Domnul Iisus Hristos și există niște lucrări pe care le programează, le proiectează, le planifică Dumnezeu Tatăl. Pentru ca o lucrare a lui Dumnezeu, că chiar dacă e planificată de Dumnezeu Tatăl, lucrarea este și a Duhului și a Fiului, dar este proiectată de Dumnezeu Tatăl. Pentru ca o lucrare a Domnului să se deruleze, Dumnezeu încredințează o slujbă unui bărbat din biserică, trebuie să fie în biserică neapărat, nu el e din biserica de pe întreg pământul. Nu, stai pe întreg pământul. Dacă nu ești într-o biserică locală. Tu nu poți fi din biserica lui Iisus Hristos de pe Mapamond. Că nu poți fi azi în Suedia și în aceeași oră, în aceeași minuri și în Spania. Tu ești doar în Suedia. Corect? Suntem aici. Da? Hei, suntem aici? Da, suntem aici, e regulă. Înțelegeți? Și lucrarea asta pe care o proiectează Dumnezeu se derulează printr-o slujbă pe care o credințează Domnul Iisus Hristos. Unui bărbat, nu întâmplător, asta e o chemare. Dacă vrei să fii proroc și nu vrea Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul să-ți dea slujba asta de proroc, poți să stai în cap. Poți să te rogi 500 de ani, dar nu treci. Poți să-ți faci ce vrei. Poți să aprinzi lumânări, să-ți dai peste cap, să dai telefoane, să vorbești cu oameni care au dar de proroci. Dacă nu vrea Domnul Iisus să-ți dea slujba asta, o să fii un fiasco, un imitator. Niciodată nu o să meargă ce trebuie. Slujba o încredințează Domnul Iisus. Și El face chemări într-o slujbă. Și dacă pe cineva nu l-a chemat Domnul, să stea pe locul lui. Ați înțeles ce am zis?
Nu cumva să te implici într-o slujbă pe care nu ți-a încredințat-o Domnul. Cine este chemat la o slujbă, spunea Sfântul Apostol Pavel, Cartea Roman, capitolul 12, să se țină de slujba lui. Dacă nu, să stea cu minte. Să nu se implice dacă nu-i chemat la slujba aceea. Și pentru ca slujba aceea să fie derulată, Duhul Sfânt dă daruri atât la frați cât și la surori. Atât la frați cât și la surori. Da? În funcție de cum decide Duhul Sfânt, o să vedem imediat. Foarte important lucrul acesta, da? Dacă mergem mai departe. Ok. Următorul lucru este foarte important de reținut, versetul 7. Și fiecăruia, am subliniat foarte clar, fiecăruia, de unde știm că Duhul Sfânt este și pentru tine? Pentru că versetul zice foarte clar, fiecăruia, da? Deci în primul rând înțelegem că darurile Duhului Sfânt sunt disponibile pentru orice credincios. Orice credincios. Cine are un dar al Duhului Sfânt nu e un fel de spuma pentecostalismului și trebuie să-l invităm din nu știu ce parte a lumii, că numai el poate avea darul ăla. Nu. Că există niște condiții preliminare pe care noi trebuie să le îndeplinim ca să primim un dar, da, e adevărat. Una dintre condiții, spre exemplu, este ca să fii botezat cu Duhul Sfânt. Nu poți avea un dar duhovnicesc dintre cele nouă din 1 Corinteni 12 dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt în prealabil. O să-mi ziceți, dar de unde a avut Corneliu vedenie când a apărut îngerul ăla la el? Da, a avut o vedenie cu scop limitat și cu parcurs mântuitor. De ce i s-a arătat îngerul acela? Ce a zis? Rugăciunile și milostenile tale au ajuns până la Dumnezeu, du-te la Iope și ți se va spune ce trebuie să faci. Nu i-a predicat Evanghelia îngerul? Îngerul i-a descoperit planul prin care trebuie să meargă, pașii pe care trebuie să-i parcurgă, pentru ca să ajungă să fie născut din nou el cu cei care au fost prezenți în casa lui, să se producă schimbarea reală a vieții lor, să fie iertate păcatele lor în aceeași predică, de 2 minute și 36 de secunde, am cronometrat-o, da? Foarte miraculos a fost modul în care a fost schimbați ei, da? Și să fie botezați cu Duhul Sfânt și să vorbească în limbi, semn că au fost botezați cu Duhul Sfânt. N-avem dovezi că acest Corneliu a mai avut alte vedenii pentru alții. Nu. Deci rețineți, când se face o descoperire supranaturală, nu e neapărat un dar. Darul este în momentul în care Duhul lui Dumnezeu coboară peste cineva, îl botează cu Duhul Sfânt, ca semn al botezului cu Duhul Sfânt vorbește în limbi, bineînțeles că viața lui devine o viață nouă, pentru că botezul cu Duhul Sfânt nu are doar așa, acest semn al vorbirii în alte limbi. Adică nu poți să vorbești în limbi acum și după 5 minute înjuri. Ați auzit ce am zis? Botezatul cu Duhul Sfânt vorbește în limbi acum și peste 5 minute când se enervează, nu vorbește în limbi, vorbește pe românește sau pe limba lui, depinde ce nației, dar nu înjură, are caracter. Nu poți să-ți bați măr fica, stimată soră, să vrei să o omori și să faci asta des și foarte des și pe aceea să vii în biserică să vorbești în limbi de să rupă tavanul. Nu potrivește. Pentru că există semnul inițial al botezului cu Duhul Sfânt, există semnul experienței, adică primești putere, primești autoritate și bucurie, da? Când ești botezat cu Duhul Sfânt, dar primești semnul existențial, care nu poate să lipsească și care vine ca un rezultat al botezului cu Duhul Sfânt, și anume, rodești. Dragoste, bucurie, pace, răbdare, îndelungă răbdare. Înțelegeți ce zic? A zis amici și n-am auzit? E frumos să zicem, Doamne, botează-ne cu Duhul Sfânt și noi facem ce vrem. Nu! Botezul cu Duhul Sfânt mă responsabilizează. Mă responsabilizează să fiu robul lui Dumnezeu în viața trăită, prin cuvânt, prin mărturie personală și prin cuvântul transmis. Da? Doamne ajută pentru asta. Uitați-vă că aceste daruri, în al doilea rând, sunt date de Duhul. Darurile nu le deține pastorul sau prezbiterul sau slujitorul bisericii. Darurile Duhului Sfânt sunt deținute de către Duhul Sfânt, sunt ale Duhului. Și Duhul Sfânt le dă, uitați-vă, fiecăruia cum voiește. Poți să te rogi 5 ani să ai dar de cunoștință dacă nu vrea Duhul Sfânt? Nu-i greșit că te-ai rugat, că prin asta te-a ajutat cumva să te conectezi la voia lui Dumnezeu. Biblia spune, umblați după cele mai bune daruri, înseamnă că sunt unele care sunt mai bune, în sensul că au un impact mai mare
au o relevanță mult mai puternică în societate și mai ales în biserică, pentru că primul rând pentru biserică sunt darurile. Da? Dar Duhul Sfânt le va da, sau îți va da un dar, după cum voiește El. Dă fiecăruia, nu dă doar unora. Care dă fiecăruia, din nou același argument. Și apoi uitați-vă că în al treilea rând, darurile sunt descoperiri ale Duhului. Pentru că fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. Arătarea Duhului este o expresie care ne spune că e vorba de o revelație, o descoperire, ceva care nu e obișnuit. Dacă mă întrebați dacă microfonul acesta sau stativul acesta este negru, este nu descoperire. Nu descoperire. E clar, e vizibil. Dar dacă mi-ar zice Duhul Sfânt că aici lângă mine e un înger, au fost bărbați care mi-au spus, frate Caleb, când predicai, în dreapta ta s-a arătat ceva strălucitor alb, la care nu m-am putut uita exact. Și am înțeles că a fost un înger al lui Dumnezeu. Să știți că aici, în sală, sunt îngerii Domnului. Nu-i întâmplarea asta, nu-i povestea asta, nu e o teorie ca să vă facem să fiți fricoși. Sau să aveți emoții, sau să fiți atenți la mesaj. Nu, asta e o realitate. Când s-au adunat adesea unii cu alții, El, Domnul, a luat aminte și s-a scris o carte de aducere aminte pentru ei. Foarte important să reținem asta. Deci descoperirea este ceva care nu se vede. De exemplu, este câte unul care nu-i mădular în trupul lui Hristos, dar frecventează o biserică. Și el trăiește în curvie. Sper că nu-i caz profetic ce zic acum. Și toți din jurul lui știe că se trăiește în curvie. Și ascultați ce întrebare pun. De ce nu-l descoperă Duhul Sfânt? Păi da, mă, prieten, dacă toată lumea știe, ce se descopere? Vrei să apară la știri? Sau ce vrei să facă Dumnezeu? Când toată lumea știe că face păcatul ăla. Tulbat supreș. Ascuns. Dar vreau să vă spun ceva. Duhul Sfânt are metode, și Domnul Iisus în îndurarea Lui foarte mare, are metode prin care lasă pe un om și oferă îndurare. Nu-l dă pe față din prima. Eram acum două joi la Betania, la o seară de tineret, și a fost invitat un frate proroc care a zis, ascultați-mă voi toți care sunteți aici. Erau foarte mulți din foarte multe părți, nu erau toți la Betania. Duhul Sfânt mi-a descoperit că peste un suflet de femeie este un duh de curvie. Știți că după prorocia asta, trei doamne sau domnișoare, nu vă spun exact de cum erau, au venit în birou la mărturisire și au zis eu, la decurs de o săptămână. Pentru că a vorbit Duhul Sfânt. Prorocul era foarte sigur și când serveam masa, la final mi-a zis la demisol să știi că o să vină persoana despre care a descoperit Duhul Sfânt care are problema asta. Până a coborât dumnealui de misul și a servit ceva, deja a venit una dintre persoanele respective. Că zice Duhul Sfânt ceva, e da și amin. E da și amin. În ultima joi din anul 2023, am avut o zi de jertfă și miercuri dimineața și joi, și fără să fie chemat un proroc, s-a și mirat pastorul Vasile Bojor, care este pastorul coordonator, vă salută, vă binecuvintează, Domnul să vă binecuvinteze. S-a speriat că a auzit vocea lui, că îl cunoștea bine pe prorocul ăsta. Și Duhul Sfânt a zis, ascultă-mă tu și voi care v-ați infiltrat în clădire și care aveți la voi substanțe interzise. Erau persoane venite de pe stradă, nu știu exact din ce contexte, unul a fost descoperit, care aveau la ei pachetele de droguri. Știți că s-a ridicat în următoarele minute un bărbat în picioare, a ridicat mâna sus și a zis, eu sunt ăsta. Pentru că ce zice Duhul Sfânt e da și amin. Bineînțeles că nu l-am filmat, știți? Că e mai bine. Dar ce zice Duhul Sfânt e da și amin. Descoperire. Este descoperire dumnezeiască. Nu intrăm acum în detalii, că mai avem timp mai încolo. Uitați-vă că arătarea Duhului este spre folosul altora. Deci, în al patrulea rând, darurile duhovnicești sunt direcționate spre alții. Sunt disponibile fiecăruia, sunt date de Duhul Sfânt
sunt descoperiri, toate cu dâca să le țineți mai ușor de la daruri și direcționate spre alții. Este câte o soră care vine la mine și mi-a zis, frate Caleb, am avut o descoperire dumnezească că mă voi căsători cu cutare bărbat. Băiat, era necăsătorit ăsta. Dar băiatul ăla n-avea nimica cu ea. Deci nu îl interesa pe ăsta nici în clinic, nici în mâine, pe nimic. Și am zis, soră, era să zic domnișoară, merita să zic așa, fii foarte atent de ce-ți spun. Darurile sunt descoperiri pentru alții, nu pentru tine. De 50 de ani, mama mea, de la 16 ani, are dar de prorocie, peste 50 de ani. Niciodată n-a avut o prorocie pentru mine. M-ați înțeles ce zic? A avut înștiințări pe care nu le-a zis numai mie, da? Dar n-a fost o prorocie într-un grup de oameni sau în plen pentru mine. De ce? Mama mea. Prorocia nu-i scop să faci business familial. Păi dacă Dumnezeu vrea să descopere ceva, că vrea să-l ridice pe băiatul tău într-o slujire, păi trimite un om de la 500 de kilometri, dacă trebuie. Fără să știi nimic. Îl trimite și zice, așa vorbește Domnul. Tu care ești așa, 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 te ridic o treaptă în 3 săptămâni. Are Dumnezeu putere? Are foarte mare putere. În decembrie 2020, în plină pandemie, am fost plecat în Bacău cu Alexandra și cu încă o familie, la o familie într-o misiune. Era undeva, nu știu dacă era după 25 decembrie sau înainte, pe acolo. Înainte de sărbători, înainte de nașterea Mântuitorului. Am plecat pe un câmp departe la un proroc cioban. Pentru că prorocia sau darurile nu depind de jobul tău. Dacă ești intelectual, nu înseamnă că neapărat hai în față, trebuie să dăm un dar. Duhul Sfânt n-are criterios. Dă fiecăruia cum voiește, nu ăsta e criteriu. Dă dacă ai școală, n-ai, nu contează, ai bani, n-ai. Duhul Sfânt dă cum vrea, slăvit să fie Duhul Sfânt pentru asta. Și după ce mi-a spus mai multe lucruri pe care trebuie să le îndeplinesc, înspre final a zis, ascultă, așa vorbește Domnul, ca semn că eu, Domnul, am vorbit, într-o vreme și jumătate, te ridic o treaptă, mi-a zis Duhul Sfânt mie, prin prorocul ăsta cioban. Acum eu eram foarte înalt cum să acum, eram îmbrăcat obișnuit, nu mergeam la evanghelizare, să am costum, să da. M-am pus în cel mai îndepărtat colț al camerei, să nu mă identifice nimeni, să nu mă știe, să nu mă recunoască la față, în fine. Ciobanul nici măcar nu știu dacă avea internet să știe că există o persoană cu numele meu, da? Și prorocul zis, într-o vreme și jumătate. Să știți că eu am crezut acel mesaj lui Dumnezeu. Asta însemna că într-o zi jumate era imposibil. Era posibil să fie într-o lună jumate, iar greu de crezut. Sau într-un an jumate. Știți că exact într-un an jumate, adică 19 iunie 2022, am fost ordinat ca pastor. Știți de ce? Așa a zis Duhul Sfânt. Printr-un cioban. Printr-un om pe care l-am găsit fără să vreau. Am întrebat așa, cumva aleatoriu, există vreun proroc aici? Nu aveam neapărat o cauză. Nu puteam să zic că mă duc pentru o cauză. Duhul Sfânt a vrut să zic asta. Pentru că dacă Duhul Sfânt descoperă ceva, e da și amin, crapă pământul, se dizolvă oamenii. Singura noastră atenție este să nu intrăm în contradicție cu planul lui Dumnezeu prin păcat. Doamne ajută! Pentru că în cartea Ezechiel spune foarte clar, zic despre un popor, îl ridic, îl transform, îl binecuvintez, dar dacă se întoarce de la planurile mele, îmi schimb hotărârea, de ce? Nu mai pot împlini planurile mele cu un om care s-a dus pe drumurile diavolului. Înțelegeți? Da? Deci darurile Duhului Sfânt e foarte important să înțelegi. Acum le vom deschide puțin, să vorbim mai în detaliu, da? Și să observați că există trei departamente sau trei câmpuri, există trei domenii după cum pot fi împărțite darurile Duhului Sfânt. În primul rând sunt darurile de descoperire, da? Aici vorbim despre darul vorbirii, despre înțelepciune sau cuvânt de înțelepciune. Apoi darul vorbirii despre cunoștință, cuvânt de cunoștință și darul deosebirii Duhului, de descoperire, da? Al doilea câmp există daruri foarte important de reținut de putere, da? Cred că trebuie să fii cu mine la proiecție că nu neapărat funcționează așa. Darurile de putere. Aici e vorba de darul credinței, darul tămăduirilor și darul de a face minuni. Mai departe, e al treilea criteriu sau al treilea câmp, darurile de inspirație. Darul prorociei, darul feluritorului limbi sau darul vorbirii în limbi, da?
și darul tărmăcirii limbilor. Acestea sunt toate cele nouă daruri din 1 Corinteni 12, repartizate după cum ați observat. Și acum intrăm, eu am harul că nu prea văd bine ceasul, așa că ceasul meu se zvoi, da? Când mișcați prea mult, dacă căscați prea tare, vă zic cine suntem. Da, așa, fiți foarte atenți. Ce darul vorbirii despre cunoștință? În primul rând, ce nu este darul vorbirii despre cunoștință? Darul vorbirii despre cunoștință nu este o cunoștință înăscută, adică o abilitate dobândită din naștere. Te-ai născut cu o abilitate să știi lucrurile așa mult mai bine. Există oameni care foarte ușor citesc alți oameni, da? Se uită peste el, vede pe ăla supărat, ăla are ceva, ăla s-o certea cu undeva. Nu, ați înțeles ideea, da? Voi vă certați, nu? Numai rupeți mesele. În fine, sper că nu. Da? Înăscut o abilitate să-ți dai seama cum gândește un om. Există profesori foarte talentați care au capacitatea asta din naștere să citească un elev. Își dau seama când se încruntă, de ce își ridică sprânceana cu tare, de ce face asta, da? Asta e o abilitate născută, să citești o persoană din jurul tău. Nu e vorba de darul de vorbire despre cunoștință. Apoi, cunoștința aceasta nu e o cunoștință învățată. Prin studiu, citind foarte mult, ți se dezvoltă creierul și începi să ai un nivel de cunoaștere ridicat. Nivelul tău de inteligență poate să crească în funcție de cum ți-ai folosit abilitățile născute și poți să cunoști multe lucruri. Poți să ai un cap foarte mare, știți vorba românească. Are un cap foarte mare, știe foarte multe. Ori de unde vorbești ceva despre el, ăsta știe. Pac. Parcă e Google, aproape. Da? Nu e vorba de cunoștință din informații umane, da? Sau diabolice. Aici e un mare pericol. Vedeți că sunt informații diabolice. Știți că sunt site-uri negre? Aici am primit de la Duhul Sfânt să vă spun ceva. Aveți grijă pe ce site-uri vă lăsați copiii să intre. Faceți cumva să le instalați pe telefonul lor un parental control, un soft care le controlează site-urile și când intră pe ce nu trebuie să vă trimite un SMS, un mesaj, să vă pâchie pe e-mail sau să li se închide telefonul. Da? Aveți grijă pe unde vă lăsați copiii să intre. Sunt site-uri negre, despre care nu o să vorbesc mult acum ca să nu strănesc curiozitatea unora, dar acolo e lumea satanică. Sunt oameni care au făcut pact cu satana prin astfel de mijloace de informare. Mare atenție și sunt unii care au ajuns la gânduri suicidale, sunt foarte introvertiți pentru că au intrat pe astfel de site-uri. Mare atenție, verificați foarte atenți, intrați în opinant că nu se așteaptă. Este inadmisibil să nu știți parolele la telefoanele copilor noastre. Da? Nu sunteți suficient de tehnologizați, digitalizați, nicio problemă, chemați pe cineva să verifice. Să uite pe istoric. Ce face? Pe unde umblă? Ce urmărește? Ce citește? Da? Fiți foarte atenți. Pot ajunge la dependențe de care nu pot scăpa decât prin intervenții supranaturale și prin post și rugăciune. Da? Apoi, nu e vorba de cunoștința prin predicarea Scripturii. Unii spun, nu vă spun ce cult religios chemem bine, că s-ar putea să fiți unii prin el, da? Gata, știi să predici bine, ai dar de cunoștință. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Faptul că cineva vorbește fluent, are cuvinte în buzunar, spune cineva, le știe cum să le spună. Nu, asta nu înseamnă că are dar de cunoștință. Dacă predică, are dar de predicare. Are dar de învățător. Are dar de evanghelist. Are altceva, dar nu dar de cunoștință. E total diferit darul ăsta. Apoi, nu e vorba de o experiență sau de o cunoștință experimentală, dobândită prin experiența de viață. Fiecare dintre noi care sunteți mai în vârstă decât mine, să știți că aveți o cunoștință mai înaltă decât mine din perspectiva experienței. De exemplu, eu niciodată nu știu cum să stai după grade. Nici nu vreau. Dar există oameni care știu asta. Eu prins, eu arestat pe 24 de ore, cam cum te simți atunci, nu știu, nici nu vreau. Dar în domeniul ăsta au ceva mai înalt. Sau, niciodată n-am avut emoția aia că am furat, era să zic un porcușor, dar n-am furat nimic, da? Că am furat 100 de lei și să stau cu frica în sân, vorba românească, dacă mă prinde cineva. N-am emoția asta. Eu nu știu cum e să fii. Da? Niciodată n-am avut cunoștință despre asta, nici n-am de gând. Sau, n-am cunoștință în domeniul în care, de exemplu, am făcut un fals în acte. Și eu știu clar că am făcut falsul ăsta în acte, și oricând mă poate prinde. De exemplu, am declarat că-s bolnav și nu-s. Ca să iau... Cum se numește asta?
Ajutor social? Nu râdeți că vă prind. Da? Deci tu să mergi la domeniul ăla în care se declar că ești bolnav. Și tu să nu fii bolnav. Și după aia să primești euroi sau coroanele. Astea numai coroane, nu? Sunt coroane negative. Da? Și să iei frumos, lunar, fără să fii bolnav. Deci eu cunoștința asta nu am, nici nu am de când să o am. Eu știu doar ce emoții sau ce plăcere am când îmi intri SMS-ul când mi-a intrat salariul. Asta știu cum e. Dar asta de obicei vine după o lună în care nu lucrați, știți? Ați prins ideea. Aveți amatorul care nu lucrează. Da? Și acum să vedem, nu că nu poate, nu vrea. Cine nu vrea să muncească, nici să nu. Ridicați mâna sus, care în 2024 nu ați mâncat deloc. Mă, erați sfinții după păreți. Postează mult deja, da. Da? Nu că nu s-ar fi putut, dar în fine. Ce este darul de vorbire despre cunoștință? Darul ăsta este un dar care presupune o rostire inspirată de Duhul Sfânt, prin care se descoperă ceva tainic, dar rețineți din două domenii specifice. Din trecutul sau prezentul unui om. Mergi și vorbești cu cineva, te uiți în ochii lui și spui tu care e... Nu, dau acum un exemplu. Dar ați înțeles ideea. A se înțelege că asta nu înseamnă că citești gândurile. A se înțelege că darul ăsta nu lucrează cu ghicitoria, nu lucrează cu vrăjitoria, nu lucrează cu inteligența și nu lucrează cu intuiția umană. Rețineți, este o rostire inspirată de Duhul Sfânt. Vine instantaneu de la Duhul Sfânt. Nu o poți regiza. Prin harul lui Dumnezeu, Domnul mi-a dat acest dar și Duhul Sfânt mă folosește când vrea El. Există persoane care vin și îmi spun, ce vă spune Duhul Sfânt despre mine? Și spun, prietene, Duhul Sfânt nu e la butoanele tale. Nici la mele. Eu nu-L controlez pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt mă controlează pe mine. Eu nu primesc informații când vreau eu, despre ce vreau eu și cu motivații pe care tu le ai incorrecte. Duhul Sfânt lucrează foarte atent. Se descoperă lucruri tainice. Rețineți din două domenii. Despre trecutul unui om și prezentul unui om. Uitați-vă cum lucrează acest dar. Este un dar al revelației personale, supranaturale, prin care cineva poate să demaște ceva din trecut, o boală, o nevoie, sau să sublineze anumite lucruri care nu sunt în regulă în viața unui om. Am avut momente în care a intrat la mine în birou o persoană, chiar și ieri seara s-a întâmplat asta, și Duhul Sfânt mi-a zis, pune întrebarea cu tare. Mă zic, frate, care, de unde știți? De unde știți? Și a zis, nu știu eu, știe Duhul Sfânt. Purta o povară de mai mulți ani persoana asta și nu avea curajul să o destăinuie, pentru că era un subiect sensibil. Și atunci Duhul Sfânt, știind asta, identificând sinceritatea din această persoană, i-a dat exact detaliul. În alt moment era un băiat care era trecut de 25 de ani, dintr-o altă parte a României, decât zona Clujului, venit temporar, nici măcar nu cred că era student, și am zis, spune-mi, te rog frumos, ce s-a întâmplat în clasa 10-a semestru 2? A început să fac ochii mari, a început să tremure cât era de bărbătan, și după câteva minute mi-a zis, multă vreme de când am auzit că lucrați cu darul ăsta, nu v-am crezut că sunteți de la Domnul. Dar când nu mi-a zis semestrul 1 din clasa 10-a, când nu mi-a zis clasa 9-a, când nu mi-a zis clasa 11-a, ci mi-a zis semestrul 2, clasa 10-a, am știut că e Duhul Sfânt. Pentru că ce am făcut de un semestru 2, clasa 10-a, nu știe nimeni. Nimeni, nimeni. Și port povara asta, avea trecut de 25 de ani, de ani întregi. De ce Duhul Sfânt a decis ca acelui băiat, celui tânăr, să-i descopere ceva din trecutul lui? Lucrul ăla din trecutul lui îi genera anumite probleme în prezent. Pentru că lucrurile care se descoperă de către Duhul Sfânt au drept rol rezolvarea unor situații. Sunt boli pe care le poartă oamenii cu ei de ani în șir și de zeci de ani. Pentru că în spatele acelei boli este un păcat. Este o problemă spirituală nerezolvată. Este în domeniul în care a intrat și nu avea ce să caute, nu avea autoritate.
Rețineți că prin darul de cunoștință se poate demasca o boală. Se poate identifica din ce motiv cineva are o boală crâncenă, poate chiar un cancer. Și Duhul Sfânt să zică, asta e pentru cutare lucru. Eram la căpătâiul unui bărbat trecut de 70 de ani, aproximativ, dacă bine rețin vârsta lui, avea un cancer galopant și groaznic, în metastază. Și Duhul Sfânt mi-a zis să-l întreb, întotdeauna ați fost în România? A zis, nu. În ce țară ați fost? Între 40 și 60 de ani. Și mi-a zis țara, nu vă spun bineînțeles. Întotdeauna ați avut relații intime doar cu soția noastră? Și a zis, pastore, nu. Și eu continuat spunând să știți că știu că din cauza că am trăit în adulter, am cancerul ăsta. Înțelegeți? Purta un cancer în trupul lui, era pe ultima fază de viață. Duhul Sfânt mi-a descoperit că va muri. Și a dat harul să nu moară și să meargă în iad. Pentru că între 40 și 60 de ani, când era în floarea vârstei și când putea să fie cel mai puternic și cel mai folositor pentru Dumnezeu, și a irosit tăria trupului în imoralitate. Și a bajocorit soția și familia. Să știți că există anumite boli pe care cineva le poartă. Un frate sau o soră, oameni botezați în apă, care poartă cu ei boli de ani în șir sau de luni întregi. De ce? Pentru că în spate e un păcat și atunci trebuie să vină Duhul lui Dumnezeu să pună degetul după rană, să zică asta e problema ta. Aici ai tu o rană. Ce-i? Asta e problema ta spirituală. Nu mai cocoloșii, nu mai băga sub preș, nu mai pune în paranteze, nu mai zi, oh, nu știu dacă e așa, nu știu dacă chiar din cauza asta, nu știu exact care e problema. Nu. Se descoperă, se demască realitatea din viața unui om. Prin acest dar, prin intermediul acestui dar, se știe prin Duhul ce se întâmplă, ce se ascunde într-o inimă. Cunoștința poate fi primită prin revelație interioară. Asta se întâmplă că în timp ce vorbești cu o persoană, ți se revelează din toată, îi spui, ieri la ora cutare ai făcut asta. Opa! Și ăsta se uită pe ceas, se uită în agenda și amintește, da, mama, s-am făcut, dar nu vrea. Eram în birou de consiliere și un bărbat a intrat la mine în birou, nici nu mai știu din ce zonă era, nici nu vă dau detalii că nu o contează, așa, și la un moment dat a trebuit să-și mărturisească viața și despre un subiect anume. Duhul Sfânt mi-a zis să-i spun că e vorba de cifra 6. De 6 ori a făcut ceva anume. Da? Nu contează ce. Și el zice, nu, de 3 ori. Numai de 3 ori a făcut asta. Și a început să-mi spună, contrazicându-mă clar, am numărat și doar de 3 ori, frate, care de doar de 3 ori. Am zis, ascultați-mă, frate. Noi nu suntem aici ca să ne contrazicem și nici măcar nu o să vă ofer ocazia asta. Și eu nu trebuie să vă demonstrez dacă am sau nu dreptate. Să știți că nu va trece ziua de azi până când nu o să mă sunați sau să mă căutați, nu știu cum ajungeți la mine din nou, cu informația și o să-mi spuneți că 6. Dar trecem mai departe. Spuneți ce probleme aveți mai departe. M-a rugat pentru el. Imaginați-vă că a trecut o jumătate de oră, peste o jumătate de oră, timp în care eu trebuie să fiu frustrat. Și trebuie să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, am greșit, păcătuiesc, nu mai îmi descoperi tu realitatea. Dar pentru că eram convins că Duhul lui Dumnezeu nu greșește, ci știam că n-am păcătuit, am fost foarte liniștit. S-a terminat timpul de consiliere spirituală, am intrat în biserică, m-am așezat în partea unde era fanfara și m-am dus unde era un loc liber. Nu m-am uitat cine e în stânga, dreapta, față, spate. N-am salutat pe nimeni ca să întrejez pe nimeni. Au trecut o jumătate de oră de biserică. Și după jumătate de oră de biserică, bărbatul care stătea în spatele meu mi-a întins mâna pe umărul drept și a zis, frate Gale, pot să vă spun ceva? Eu nu știam cine e. Și s-a apropiat de urechea mea, s-a aud numai eu și a zis, să știți că sunt 6. A zis, Domnul să vă binecuvinteze. Duhul Sfânt nu greșește. Slăvit să fie Domnul. Deci, indiferent în lumea asta cât de mult oamenii vor crea presiune asupra lucrării pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o, dacă ai un dar aici, nu trebuie să ai emoții. Adică, o să vă spun, singura emoție pe care trebuie să aibă un om care are un dar de la Duhul Sfânt este să nu iasă din parametrii darului. Este să nu intre pe fâșia altuia. Este să nu cumva să comită vreun păcat. Noi toți greșim, spune Biblia, multe feluri.
Greșim în vorbire, greșim în manifestare, dar n-avem dreptul să folosim darul Duhului Sfânt când asupra noastră este o vinovăție a păcatului. Noi păcatul sau greșeala, neputința, trebuie să o mărturisim. Domnul Iisus Hristos să primim iertare, vasul nostru să fie curat, să fie plin de Duhul Sfânt, pentru ca din noi să iasă lucrarea Duhului, nu lucrarea noastră. Emoția noastră este să fim întotdeauna compatibili cu planul Duhului Sfânt pentru noi. Uitați-vă, foarte important, trecem mai departe. Oamenii care au acest dar exprimă o cunoștință cu privire la trecutul sau prezentul cuiva, cu privire la o anumită situație, o cunoștință primită pe cale supranaturală, repet, nu pe cale umană. Da? Este un fel de recapitulare ce spun acum. Cunosc cei ce au acest dar, în mod spontan, prin inspirația Duhului, informații despre un anumit subiect sau despre o anumită persoană, despre care, în mod normal, nimeni nu poate ști și nu se poate omul informa pe cale naturală. Da? Dobândesc o cunoaștere la care nu se poate ajunge niciodată în mod obișnuit. Adică nu-i un rezultat al gândirii tale, da? Prin eforturi umane. Trecem mai departe și o să observăm că experimentează o revelație personală, supranaturală, prin care este demascat ceva din trecut unui om. De exemplu, o boală, o nevoie sau sunt subliniate anumite lucruri care nu sunt în regulă în viața unui om. Aici e mai dificil. Când tu îi descoperi că l-a folosit Dumnezeu, când tu îi spui că Domnul a lucrat cu el, că Domnul a avut un plan cu el, că toate lucrările pe care le-a făcut el bune vor fi răsplătite, îți zâmbește, fratele, sora, e foarte bucuros. Când îi spui, fii atent că ce ai făcut atunci când te-ai ridicat la darea de seamă și ai făcut scandal, o schis Dumnezeu în cer. Știți că mi-a descoperit Duhul Sfânt despre unii bărbați care au bajocorit conducătorul bisericii sau comitetul, că din cauza la atacul acela la autoritate, pruncii lor au fost prinși în curse de droguri? Știți? Știți că mi-au descoperit la unii că cei ce consumă bere fără alcool, părinți botezați în apă, la vârstă matură, o să aibă prunci care beau alcool, se droghează și dependesc de pornografie? Știți că mi-au descoperit uneori și am văzut asta cum întâmplându-se în viața altora și ce au fost scandaluri și au vrut să rupă biserici și au dus dezbinare și răzvrătire. Știți că copiii lor, mulți dintre ei, au divorțat? Uitați-vă în istorie. Uitați-vă ce se întâmplă în viața oamenilor care nu respectă autoritatea. Uitați-vă. Și constatați în viața pe care o știți în jurul oamenilor pe care i-ați întâlnit. Pentru că asta se întâmplă ca un fel de cadru al ruperii autorității. N-am întâlnit om care să respecte autoritatea și să ajungă rău. Dar n-am întâlnit om care să dizolve autoritatea și chiar să o atace și să ajungă bine. N-am întâlnit. Găsiți-mi în noastră un om și aveți grijă că nu și-a terminat viața. Nu știm cum și-o termină. Se poate demasca o informație, da, care trece dincolo de cercetarea umană printr-o revelație interioară, prin vise sau prin viziuni. Vă dau câteva exemple, două cazuri cel puțin din Biblie, dacă trecem mai departe, cum operează darul acesta de cuvânt de cunoștință. Uitați-vă. Biblia zice că dintr-o dată Dumnezeu a făcut o minune prin Elisei. Elisei era în casa lui, nu știu exact ce mânca, era un om obișnuit, liniștit, și a bătut la poarta lui Ditamai Naman. Ăsta era înfiorător, domnule. Ăsta era căpetenia oștirii, comandantul oștii. Ca și cum ar veni comandantul, nu știu cum e aici terminologia, în Suedia, să vină la poarta ta. Ieși la el. Te îmbraci, frate. Cum să nu ieși? Păi, când te uiți, dacă ai cameră video, cine o fi ăsta? Tremur că poate te duce cu el. E complicat. Da? În zone în care război, cum e în Ucraina. Naman Dita mai vine la poarta lui Elisei. Și Elisei nu se deplasează din camera lui, îl trimite pe slujitorul lui Gehazi cu un mesaj. Mesajul era de la Duhul Sfânt. Era pur profetic. Du-te și spune să se scalde de 7 ori în râul Iordan și carnea lui va deveni ca și carnea unui copilaj. Naman zice, eu credeam, dita mai, cine mă cred, frate? Bă, tu nu știi cine ești eu. Mai întâlnești câte un frate, zice, tu nu știi cine ești. Nici măcar nu vreau să știu. Cine te crezi? Cum adică? Ce senzație ai că tu cojori pământul, că tu învârți planetele? Cine te crezi? Cum, frate, mie îmi dai același tratament ca și la ăla din Voldemort? Dar ți se pare că nu suntem egali?
Ai iluzia că în fața cerului avem careva stele? Suntem mai comoți? Suntem normali. Credeam că vine la mine, pune degetul pe rana mea, se roagă la Dumnezeul lui. Actualmente, face mătănia, prinde lumânări, se dă peste cap, face ce poate, frate. Elisei, nu. Elisei știe cum ăsta nu înțelege că Dumnezeul lui Israel n-are nevoie de oameni să facă lucrare. Și că Dumnezeul lui Israel niciodată n-are voie să fie pus mai jos decât un om. Pentru că Naaman era setat pe ideea. Vorbesc eu cu împăratul, las că am eu pile. Trimis scrisoarea pe neamnă. De ce nu poți merge ca un om obișnuit? Nu. Eu trebuie să fiu cu relații, cu șmecherii, cu învârteli. Dau telefoane, scurtături, pe care știi pe acolo. Rapid o mers la împăratul Samariei. Ăsta și-o sfârșit hainele, săracul. Ce mare har că în biroul lui a fost Elisei. Și-o zis, lasă să vină la mine. Și va ști? Că este un proroc în Israel. Aleluia. Când există un proroc în Israel, știe și dușmanul lui Dumnezeu. O să știe și oamenii care nu-L suportă pe Dumnezeu asta. O să afle ce mai răi oameni. Că există daruri și slujbe. Elisei avea slujba de proroc. Foarte supărat Naaman, într-un final, culmea, că Dumnezeu folosește oameni mici ca să facă lucrări mari, unde stă un fel de sclav, da? Un rob. De ăsta care dădea biciul pe cai. Nu știu ce făcea, simplu. Și a zis, stăpâne, dacă îți cerea mai multe care, cu mai mult aur, să te întorci înapoi în Siria, să aduci bogății, nu veneai cu ele? Păi cum să nu, ce nu dă un pătru pe alea lui? Când e vorba de boală, să închiriază, să împrumute. Ba, dai, tădeam. Și dacă ți-a cerut un lucru mic? Ce-ți așa greu, mă? O dată, două ori. Și îmi vine mintea la cap la asta. Și Naaman merge și se scaldă. De 6 ori și nu se întâmplă nicio minune. O, câți nu se opresc la 6 scufundări. Ce frate m-a rugat o dată, de 2 ori, de 3 ori, de 5 ori, de 6 ori? Nimic. Gata, mă opresc. Și când e aproape să se întâmple minunea, nu se mai scufund o dată, mă. O dată. O dată mai trebuie, Naaman. Se scufundă a 7-a oară și când iese din apă, se uită pe palmă, pe dos. Sunt perfect curat. La cine mere? Încă nu am învățat nicio lecție. Zice, las că mă duc la Elisei și îi torn. Pac, îi parchez, tiru. Cupru, aur, înțelegi? Elisei zice, nu iau nimic pentru că omul ăsta n-a înțeles nimic. Nu-mi dă nimic în numele lui Iahve, îmi dă totul în numele lui ca să-și facă chit la chit. Egalitate. M-ai vindecat? Te-am plătit. El mă consideră un medic și face din Dumnezeu un business. Așa că o să-i dau o lecție. Niciun fel de ață nu iau. Nimic. Zero. Începe Naaman să zică, stai, că aici e altceva. Atunci te rog frumos să-mi dai măcar un petec de pământ. Dintr-o dată începe să realizeze că e important altceva decât banii. Și să răierte stăpânul meu pe robul său când mă voi duce în casa lui Rimon că vreau să mă închin lui Iahve. Atunci o să bucă inima. Când a zis închinarea mea nu e la Elisei, nu e la Iordan, nu e la Israel, nu e la Abana, nu e la Parpar, nu e la Rimon, chiar dacă e în casa lui, închinarea mea e numai la Iahve. Ajută-ne, Doamne! Numai lui Dumnezeu să ne închinăm. Se întoarce acasă, cineva are urechile foarte ciulite, de la care gândește în doi peri, bani sau nu. Dacă mă vindecă Domnul, mai vin la biserică. Frumos, Gehazi. Frumos. Dacă îmi dă Domnul bani și business-ul merge, dacă reușește și anul ăsta să meargă bine afacerea, mai vin la biserică. Interesant din partea ta. Este câte unul care zice, nu mai găsești picior de-al meu pe la biserică dacă nu mă vindecă Domnul. Are la dispoziție 3 zile. Bă, tu ești un fel de Dumnezeu. Controlezi universul. Deci mai tare ca Domnul din ideile tale. Tu vrei să-L pui pe Dumnezeu la încercare, să faci teste? Gheazi merge, după ce carul lui Naaman se duce și aleargă. Se alergarea care duce spre moarte. Nu e suficient să alergăm, trebuie să știm unde. Și trebuie să știm cu ce motivație alergăm. Aleargă și face un scenariu și ce vai, ce stresat, s-a obosit. Au venit după drum niște oameni. O stăpânul meu Elisei, n-are ce să le pună înainte. Săracul Elisei. Bă, ce folosit Elisei. De câte ori nu au fost folosiți oamenii lui Dumnezeu ca alții să șmecherii. Îl cunosc pe cutare, să știi că vin din partea lui cutare. Zero. Trebuie să-l cunoști pe Domnul, prietene.
Vine cu carele, cu încărcat tot. Și intră în birou. Nu era birou, ce birou? Camera lui Elisei. Și când aude că vine cineva, Elisei pune o întrebare. Gehazi, unde, de unde vin? Robul tău n-a fost? Mincinos. Știți ce-o zis în momentul ăla Elisei? Oare n-a fost Duhul meu cu tine? Știți ce era asta? Duhul de cunoștință, Duhul Domnului. Când tu ai alergat după El, când ți-a dat, când ai luat, când ai băgat acolo la provizii. De unde știa asta Elisei? Avea camere video? Am cu toate elevi care îmi spun, de unde știți asta, domnul profesor? Aveți camere video pe oraș? Nu avem camere video. Nici măcar nu avem acces la ele, nu avem timp să ne uităm, în primul rând. Știi că am avea acces. Elisei, prin Duhul Domnului, prin dar de cunoștință, știe detalii. Îl vede pe Gehazi cum descarcă, cum încarcă, cum aduce, cum ascunde. Tot. O să ziceți, dar ce asta? Nu mai avem cu testamente? Nu, uitați-vă Noul Testament. Există o nouă modă de filantropie spirituală. Biserica primară, toți își vând averile. Oare am fi mai bogat sau mai sărași dacă se întâmplă asta? Am fi egali. Toți își vând averile și toate averile care le strâng, toți banii, pun la picioarele apostolilor. Bineînțeles că acolo nu era prezent Iuda, știți, au avut curajul. Dacă era Iuda, era mai complicată treaba. Da? Și dintr-o dată îi vine ideea unuia și vorbește cu nevastă asta. Și zice, mă, ce-ar fi noi când se va pune pe display cât am dat să apărăm cu cea mai mare sumă? Top! Top 1, top 10. Cei mai tari, cei mai buni oameni. Extraordinari sunteți voi. Măcar că dărnicia nu se afișează, știți? Ai dat? Slăviți să fie Domnul. Vrei rai? Nu mai zi la nimeni. Maxim că cineva e curios ce s-a făcut cu banii, tu spui, pac. Asta e, uite, uite, de pacte. Să înțeleg, vând moșioara și zice, acum care credeți în rolul că a fost cu ideea? Nevastă sau bărbat? Frate, că nevastă, eu nu știu. Nu știu exact. La mine nevastă nu e cu banii. E foarte ok. Da. Ok. Am închis paranteza. Unul dintre ei o zis, spune banii. Pș, bă, nu toți. Hai să nu dăm chiar tot. Acum întrebarea e următoare. Era greșit dacă nu dădeau tot, dar spuneam adevărul? Nu era greșit. Nu i-a zis nimeni, dă tot. Ce dai, fii sincer, atâta. Cât ai dat, să dai din toată inima. Vin în prezența Domnului, fapte 5, și ascultați ce spune cuvântul Domnului. Este înfiorător. Uitați-vă cât de clar lucrează darul de cunoștință în Sfântul Petru. Fapte 5. Citim de la primele versete, da? Versetul 3. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Și s-a ascuns o parte din prețul moșioarei. Dacă nu o vindeai, nu rămânea ea a ta. Sfântul Petru zice, nici măcar nu erai obligat să o vinzi. Putea să rămână toată a ta. Cine te-a obligat să o vinzi? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cât vrei dai, cât vrei lași. Cum s-au putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și a dat sufletul. Întrebare. De unde a știut Sfântul Petru? De unde a știut Sfântul Petru cât a costat moșioara lor? Prin dar de cunoștință. O să-mi ziceți, dar frate, că Duhul Sfânt se ocupă cu euro? Și ce se ocupă încă? Deci deschid o paranteză. Știați că și în Suedia 10% sunt de la biserică? S-a bucurat fratele Doru. Dar nu m-am înțeles cum. Frate, eu dau sărace aia. Biblic, 10% sunt de la biserică sau la oameni din biserică în caz de excepție sau la 7-lea an se dădeau la șchiop, la sciungi, da?
Asta s-a întâmplat în Vechiul Testament și Domnul Iisus a zis să nu lăsați acestea nefăcute nici în epoca Noului Testament. Ce dai peste 10% se numește drăznicie dacă dai la sfinți și milostenie dacă dai la oameni necăjiți, indiferent cine sunt. Vrei să dai la oameni sfinți care nu neapărat sunt biserica locală? Dă 11%. Nu. O venit. Ce se face? Mai zice cineva în mine? Să dai din toată inima. Nu ești obligat. Nu era obligat. Și Duhul Sfânt a zis, vezi că ăsta o câștiga mai mult din vizarea aia. Duhul Sfânt l-a informat pe Petru care era anti-bani. Că știți că atunci când trebuie să plătească darea pentru templu, ăsta cum era pescar, o zis, mă, peștii mei au ruble. Și o zis Duhul Sfânt, în domeniul tău îți fac o minune. Te fac de minune unde ești mai profesionist. Adică îți arăt că ești mai tare decât tine și știu mai multe decât tine. Oricum el știa tot Iisus, da? Amin. Slăvit să fie numele Lui. Și o zis, du-te, aruncă-ți undița și cum îți scos pe primul? Vezi să nu scapi? Că răboală are. Emoție mare să nu scape, da? Cum îl scos pe primul, deschide gura și ruble. Dacă era cu logica din capul nostru, ce Doamne, să te faci de minune, ce bani în gură. De unde a căzut? Lăsați logica. Duhul Sfânt lucrează deasupra logicii. Amin. Doamne, lucrează pentru asta. Celălalt caz, nu mai intrăm acum în detaliu, când a primit cunoștința Anania despre Saul, doar atât vă amintesc, că dacă n-ar fi primit această cunoștință, niciodată, nu ar fi putut crede și să meargă să-și pună mâinile peste Saul din Tars. De ce? Saul din Tars era unul dintre cei mai periculoși oameni din toată istoria ebraică. Intra în case, rupea tot, distrugea tot și ce se întâmpla acolo era uluitor. Cred că e necesar să facem o pauză, da? Și după aceea vom continua cu un dar sau două, depinde. Și apoi sesiunea de întrebări și răspunsuri, da? Țineți-vă bine! Să vii să fie domn. Dragi și surori, haideți să luăm un sfert de oră pauză, perfect, la ora 3.